În pofida presiunii exercitate de politicieni și oficiali de rang înalt din sistemul de securitate al Israelului asupra administrației Biden, blocajele în furnizarea de echipamente militare către Israel persistă și sunt descrise ca întârzieri și chiar ca, cităm, un embargo gri. Sursele militare au declarat că oficialii americani au transmis părții israeliene că administrația Biden este criticată pentru faptul că armele americane provoacă daune populației civile din Liban și fâșia Gaza, motiv pentru care apar întârzieri. Oficialii din Ministerul Israelian al Apărării implicați în proces au afirmat că situația delicată în care se află IDF a fost adusă la cunoștința președintelui ales al SUA, Donald Trump, care a comentat subiectul și a promis că va elimina toate barierele din calea livrării diferitelor tipuri de armament. Războiul actual putea fi de mult timp încheiat dacă Israelul ar fi primit sprijinul din partea Americii, arătat mai mult verbal. Presa israeliană informează că IDF își monitorizează zilnic, foarte atent și strict diferitele stocuri de armament. Noul lider al majorității republicane din Senat, John Thune, a amenințat Curtea Penală Internațională cu sancțiuni dacă aceasta nu renunță la urmărirea judiciară a conducerii israeliene. Dacă CPI și procurorul său nu renunță la intenția scandaloasă și ilegală de a solicita mandate de arestare pentru oficiali israelieni, Senatul va impune imediat sancțiuni, așa cum a făcut-o Camera Reprezentanților, într-un mod bipartizan, a declarat acesta. Politicianul și-a exprimat de asemenea surprinderea că acest lucru nu a fost realizat de predecesorul său, liderul majorității democrate, Chuck Schumer. Dacă nu va face acest demers, majoritatea republicană va apăra aliatul nostru cheie, a adăugat Thune. Reamintim faptul că majoritatea din Senat a trecut de la democrați la republicani în urma alegerilor din noiembrie. În iunie, Camera Reprezentanților Statelor Unite ale Americii a votat o lege care să impună sancțiuni împotriva oficialilor curții penale ca răspuns la cererea procurorului Karim Khan de a acuza liderii israelieni de crime de război. Proiectul de lege a fost întâmpinat de o poziție puternică din partea Casei Albe. Securitatea mondială s-a deteriorat după ce președintele Joe Biden a autorizat Ucraina să folosească rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA pentru a lovi mai adânc în interiorul Rusiei. Kievul va putea să folosească sistemul de rachete tactice ale armatei sau ATACMS pentru atacuri mai îndepărtate în interiorul Rusiei. Experții militari americani și israelieni consideră că mișcarea lui Biden urmează victoriei lui Trump în alegerile prezidențiale, care a spus că va pune capăt rapid războiului și a ridicat incertitudinea privind continuarea oferirii sprijinului militar vital al Statelor Unite pentru Ucraina. Rusia a lansat de asemenea un atac masiv cu drone și rachete, descris de oficialii ucrainieni drept cel mai mare din ultimele luni, vizând infrastructura energetică și ucigând civilii. Putin a avertizat că Moscova ar putea oferi altora arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte occidentale, dacă aliații NATO permit Ucrainei să-i folosească armele pentru a ataca teritoriul rus. După ce va pleca de la Casa Albă, Biden va lăsa moștenire un război mai sângeros și mai greu de rezolvat pentru Trump, care are toate șansele să fie socotit vinovat de către presa principală mondială pentru toate eșecurile lui Biden. Alianța Evanghelică Suedeză împreună cu Alianța Evanghelică Europeană și Mondială au prezentat un raport comun Consiliului ONU pentru Drepturile Omului la cea de-a 49-a sesiune a evaluării periodice generale despre Suedia. Raportul vorbește despre dreptul la libertatea religioasă din Suedia, cităm, în special în ceea ce privește returnarea creștinilor convertiți care solicită azil, obiecția de conștiință pentru moașe în cazul avortului, dreptul la educație religioasă, legea privind discursul instigator la ură și propunerea de interzicere a terapiei de conversie. Potrivit raportului, Suedia este una dintre puținele țări în care obiecția de conștiință pentru personalul medical care nu poate participa la avortul din cauza convingerilor lor nu este respectată. Alianța Evanghelică afirmă că politicienii propun în mod regulat interdicții sau reglementări mai stricte privind școlile particulare, în care drepturile părinților la educația bazată pe principii religioase să fie tot mai restricționate.